Salut și bine v-am regăsit la un nou episod, fraților. Astăzi o să fac un crossbar challenge, cum ați văzut din titlu. Denis mă filmează. Astăzi l-am provocat la un crossbar challenge, așa că haideți să vedem ce este. Nu uitați neapărat să dați un mare subscribe la canalul ăsta dacă sunteți noi. Un mare, mare like la clipul ăsta. Și ce este important, să dați un follow pe ăsta, pentru că acolo vă informez când pun clipul noi și acolo vă fac promovare și vorbesc cu voi. Așa că fără multă vorbă, haideți să-i dăm drumul la clip. Facem pe fost pe fiecare de primul. Deci facem 3, 2, 1 și... Hai, el de la spate. 3, 2, 1 și... Nu. Era... Cam da. Nu ne-am mai jucat de mult, mă! Deci am dat bala acum, dacă nu dăm una și jucăm până la 3. Am un punct. Trebuie să mergem un pic mai față, că... Trebuie să mergi un pic mai în față, ca să nu te vezi. Bă, n-am acolo până să nu te vezi, știi? Aici aproape erai. A, ai ridicat ecranul. Păi da, mă, că și să vezi mai bine. Nu? Este așa. Bine. Bă, aici aproape, fă. Bă, da, opa, eu nu dau, mă! Eu numai una am dat, du-te după aia, mă. Fii atent, o bară, mă. Care, bară de jos? Bine, normal, numai cu bara de sus, mere. Aproape. Ce aproape? Să dai bară. E jos. E jos, mă. Nu o să pune. O bară de jos. Da, voiam să dau vinclu, dar am dat bara de jos și am dat bara gol. Măcar au fost un gol, fain. Măcar gol. Măcar golul. Gata? Da. Dacă nu dă bară. Dacă nu dă bară, acum l-am bătut. Că jucăm până la 2, că deja jucăm de prea mult timp. Gata.